Bună seara, oameni buni! Bună seara, oameni buni și bine v-am uh, regăsit la o nouă ediție de citim și învățăm împreună. Astăzi am uh, început un pic mai târziu de ora 7. Am avut, uh, am avut de făcut câteva ajustări tehnice, aș putea spune, și uh, din acest motiv am, uh, am amânat cu jumătate de oră intratul uh, live. Așa cum am obișnuit, în fiecare miercuri, o dată la două săptămâni, facem această ediție de Citim și Învățăm împreună și chiar bucuria mea este că de cel puțin în ultima perioadă am avut, am avut eu știu, feedback foarte bun și multe păreri care au venit și au spus că este diferită această emisiune și este un lucru foarte fain pentru că dincolo de un review scurt al cărții. Așa cum v-am obișnuit pe cei care au venit și veniți alături de mine pe, la această emisiune, prezint și aspecte din experiența mea, că este cea personală sau în interacțiunea pe care am avut-o cu oameni din jurul meu, clienți, astfel încât să scot în evidență anumite aspecte din diverse cărți. Acestea sunt bune cărțile pentru cei care vedeți pentru prima oară acest live. Există mai multe forme, aș putea spune, de învățare. Fiecare înțelege, aș putea spune, cititul. Pentru unii este că trebuie, pentru unii este pentru că, eu știu, îmi creează plăcere, mie îmi creează plăcere de fiecare dată când mă, mă pun să citesc. Pentru mine este, aș putea spune, știu un moment de relaxare. Dincolo de faptul că am spus-o și am repetat acest lucru de nenumărate ori, faptul că putem lua dintr-o carte și sunt uh, o grămadă de, uh, eu știu, o grămadă de cărți bune, experiența unor oameni de 10, de 20 de ani. Bunele practici pe care le-au, uh, știu, le-au pus în cărți, pe care le putem, uh, eu știu, adopta dacă simțim că este potrivit pentru noi, ne va ajuta și, eu știu, să ne dezvoltăm. Și mai depinde foarte tare de felul în care învățăm. Sunt persoane care învață auditiv, uh, iar pentru asta eu știu, merg să, eu știu, accesează un canal de podcast, cel puțin în perioada aceasta au crescut foarte tare. Cei care cunoșteți activitatea mea știți foarte bine că mi-am îndreptat atenția și în zona de podcast. Video, YouTube-ul, iară, poate să fie o formă, citit, cursuri, eu știu, și alte forme. Cititul rămâne pentru cei care iubiți să citiți și sunteți pasionați de acest lucru, Rămâne dincolo de informația pe care uh, o acumulăm, rămâne, este inclusiv de fapt și un mod de a te relaxa. Pentru mine este relaxare și chiar aleg în anumite momente când uh, eu știu de exemplu uh, poate sunt obosit sau poate eu știu, vreau să mă ies dintr-o uh, dintr anumit task uh, și am nevoie de jumătate de oră de, uh, să-mi recreez mintea, iau o carte din bibliotecă și citesc, pe lângă cele care le-am deja programate. Bun, astăzi sărbătorim 20 de uh, episoade și uh, mă bucur foarte tare că am ajuns la acest număr, uh, cel puțin cu această emisiune. Uh, și am ales o carte, apropo de uh, ce înseamnă obiceiurile, am ales o carte uh, obiceiul de a face anumite lucruri constant și cu rezultate uh, pe care le aștepți, eu știu sau ți le dorește în timp. Uh, de ce, de ce am ales de fapt această carte? Chiar se suprapune cu, eu știu, o perioadă în care efortul nostru de a face diverse emisiuni și activități în zona de social media, pentru cei care mă urmăriți de curând, nu am început să fac acest lucru decât anul acesta. Evident, așteptările în anumite situații, inclusiv ale celor care mă urmăresc, sunt mai mari decât... decât mă, adică cum să zic, mă așteptam, mă, nu mă așteptam la... Uh, această reacție sau reacții uh, de genul uh, tu poți, uh, de ce ai atât, atât de puțini subscriber sau eu știu de ce te urmăresc atât de puțin oameni pentru că ofer foarte multe informații uh, eu știu valoroase și de calitate. Și am spus asta poate pentru că am început de curând, uh, pe de o parte, pe de altă parte uh, eu știu există un algoritm al uh, platformelor de socializare care te indexează și indexează informația în uh, în, în, internet, pe internet și atunci este necesar să, să, păstrăm acest ritm, apropo de a păstra obiceiul și a continua să facem ceea ce facem. Ceea ce în anumite momente și mie mi s-a întâmplat, cel puțin în ultima perioadă, să într-adevăr să ne dorim anumite rezultate pe care nu le-am avut de la început sau nu le avem cumva față de ceea ce, de efortul pe care noi considerăm că l-am depus, dar pe de altă parte am spus, dacă facem ceea ce facem, și asta este o discuție pe care am avut-o cu Dan, colegul meu, dacă facem ceea ce facem, facem pentru că iubim să facem acest lucru, iar rezultatele uh, vor veni, mai devreme sau mai târziu vor veni. E, și pentru această emisiune am ales o carte care mie îmi place foarte tare, chiar am citit-o de curând și vorbește despre uh, dacă aș citit -o este ok, dacă n-aș citit-o este un moment bun să o treceți pe lista voastră de priorități, așa cum v-am obișnuit. Uh, Atomic Habits de James Clear, uh, schimbări mici care duc la rezultate sau conduc către rezultate remarcabile. Uh, titlul îl știu acestei cărți de mai mult timp, n-a fost în prioritățile mele să o citesc, a venit când a venit, când a venit rândul, dar citind, aceste, citind această carte mi-am dat seama că o mare parte din informațiile pe care le-am le studiat și le-am văzut scrise de James sunt o parte din ele aplicate și de mine, așa cum am învățat în eu știu, din experiență sau în trecut și au funcționat foarte bine. Chiar primul seminar pe care l-am avut a fost de, de leadership și titlul seminarului era și este, dacă bine l-am și făcut sub formă video, chiar vă recomand să mergeți pe YouTube să vedeți, într-o oră l-am prezentat, o variantă un pic mai scurtă a acelui seminar, cele șapte obiceiuri ale unui lider remarcabil. Iar, practic, în cei șapte, cele șapte puncte pe care le-am abordat, sunt obiceiuri pe care eu le-am uh, aplicat și le-am văzut aplicate și le-am uh, condus uh, către a aplica și alte, uh, alte persoane și au funcționat uh, foarte bine pentru a se dezvolta în uh, această abilitate de leadership. Acum, evident, dacă vorbim de a schimba și alte obiceiuri pe care, eu știu, vrem să le schimbăm, unele dintre ele, sau dacă vrem să instalăm noi obiceiuri, care sunt acele lucruri care fac cea mai mare diferență? Și de ce mai multe ori am și spus și o repet, mintea memorează acțiunea. Acțiunea în sine da, și modul în care îți pui în activitate, în viața ta, eu știu, repetitiv acele acțiuni, conduc către un obicei care conduc mai devreme sau mai târziu către un rezultat. Este foarte adevărat că ai nevoie de fanioane pe parcurs să vezi dacă trekking-ul e bun, dacă uh, ai un traseu uh, bun și te, de, te duci în direcția în care uh, vrei, dar, pe de altă parte, pentru a instala un nou obicei și pentru a conduce și a te conduce către un nou rezultat, în primul și în primul rând, ai nevoie de un set de obiceiuri. Iar acest set de obiceiuri are nevoie de câteva reguli. Una din regulile, una din regulile pe care eu am uh, și am prezentat-o de foarte multe ori este uh, să vezi dacă acel lucru pe care tu vrei să-l instalezi pentru tine face parte din ceea ce vrei tu să devii. Este foarte ușor și la îndemână de cele mai multe ori să copiem anumite obiceiuri sau anumite și e foarte ușor și atenție că mare parte din tot ce suntem astăzi suntem influențați de lucruri, de, de, grupul pe care îl avem în jurul nostru pe de o parte, pe de altă parte de lucruri pe care le-am învățat cândva și le facem repetitiv fără să ne dăm seama dacă eu știu acel obicei este 100% că vreau eu sau pur și simplu l-am împrumutat, l-am aplicat și spun ăsta sunt eu. Deci putem schimba absolut orice, orice fel de obicei, automat putem să schimbăm absolut orice fel de rezultat. Atâta vreme cât identificăm care sunt acele obiceiuri care ne conduc în direcția sau cel puțin avem un traseu și dacă acele obiceiuri ne conduc către obiectivul pe care îl avem sau nu. Și acum, bineînțeles, James prezintă într-o manieră foarte fină și prezintă foarte multe povești din viața sa, cum practic a învățat și a descoperit el aceste mici obiceiuri. O să vă las să citiți, n-am să, să, le citesc evident pe tot așa cum v-am obișnuit, dar cel puțin am să vin să le prezint, să prezint acest model sau acest, această carte, eu, eu o văd ca un reper, deci chiar este ușor de înțeles, sunt multe, eu știu, cărți care vorbesc despre cum instalăm un obicei, cum dezinstalăm un obicei. Chiar am primit la un moment dat un, o întrebare din partea unui client. George, cum aș putea să mă las de fumat? Și am spus, zic, în primul și în primul rând vezi ce, care este triggerul care te determină să, să fumezi. Pentru că de cele mai mult ori poate să fie plăcere, pe de altă parte poate să fie orice altceva. Pentru că triggerul pentru a fuma, de exemplu, poate să fie, nu știu, un cazul în cazul lui, să zicem, sau în alte situații, este, un, este stresul. De ce mai ori fumatul sau fumăm? Pentru că suntem stresați de ceva. Sau mâncăm uh, dulciuri. Da? O altă, un, altă, uh, o alt, un alt obicei pe care spune, vreau să-l sau vreau să-mi schimb uh, eu știu, stilul de viață, dar dacă nu înțeleg care este triggerul care mă determină să mănânc zahăr sau să mănânc, eu știu, prăjituri și dulce fără să țin cont de cantitate și număr de calorii, e bine, voi avea aceeași rezultate. Și atunci trebuie să identific dincolo de, eu știu că mănânc dulce, trebuie să înțeleg care este triggerul care mă conduce acolo și ce am de schimbat. E, și toată cartea aceasta, eu știu, pe bază științifică, pe de o parte, pe de altă parte, și experiența pe care a prezentat-o din viața lui și cele testate de el, Poți să schimbi absolut orice fel de obicei, atâta vreme cât înțelegi sau înlocuiești uh, obiectivul sau uh, definiția sau, eu știu, imaginea pe care tu vrei să o, să, să o ai în viitor, astfel încât să-ți creonezi un set de obiceiuri care să conducă în direcția respectivă. Dacă vreau să schimb, de exemplu, uh, obiceiul de a mânca dulce, înseamnă că, înainte de toate, îmi proiectez în minte imaginea omului care vreau să devin da? eu știu, sănătos, suplu și așa mai departe. Da? Și atunci, automat, știind că aceea este recompensa pe care eu vreau să o am în momentul în care vreau să încep un nou set de obicei, nu mai este motivația pe care de cele mai multe ori o avem, vreau să zlăbesc, mă apuc de sală, mă apuc de mișcare și eu știu, după 3 săptămâni doare, evident, pentru că nu mi-am instalat un nou obicei, nu am înțeles că de fapt e din mai mult decât eu știu, dorința aceea de a face mișcare și a zlăbi. da? Deci este dincolo de asta, recompensa înseamnă de cel mai multe ori satisfacția a ceea ce vreau să devin. Și atunci același lucru se poate întâmpla inclusiv cu fumatul sau orice altceva. E, și practic în diverse capitole, așa cum și o să vă, o să iau, mi-am pus câteva semne în această carte, explică James James Clear, cum practic să poți face acest lucru și să instalezi diverse trigăre care să te conducă pe parcurs, atenție, până instalezi un nou obicei, către rezultatul, eu știu, la, la rezultatul pe care ți-l dorești. Și practic este foarte simplu, deci nu este deloc complicat. Este, și eu zic că este simplu, doar să înțelegi de fapt că nu poți să te forțezi să renunți la un obicei fără să înțelegi de ceul, fără să rec locuiești recompensa și satisfacția pentru care faci acel lucru. Iar de aici putem să ne întindem și să mergem în diverse are ale vieții și o să vedeți că funcționează cel puțin la fel de bine. Uh, unul din lucrurile care mi-a atras atenția cel puțin apropo de progres uh, și de discuția și de ce prezentam mai devreme de consecvența și constanța cu care facem materiale pe care le facem, uite, poate este această emisiune sau multe altele, este acel procent pe care noi l-am alocat din timp și resurse pentru a face ca acest program sau acest proiect să devină, eu știu, să aibă o anumită audiență, să aibă un anumit trafic, să aducem în emisiune și alte persoane, poate chiar și-am adus, și am avut scritori și vrem să mai aducem în emisiune și alte persoane care sunt și îndrăgesc cititul, să vorbească și ele despre ea. Deci, practic, emisiunea în sine nu este uh, doar o bifă în uh, calendarul meu sau în calendarul nostru, este un, avem un obiectiv, iar obiectivul este ca, într-un interval de timp, un an, doi ani de zile, da, să putem crea acest studio, iar această emisiune să devină, uh, eu, știu, o, eu știu, un reper pe în acest domeniu sau în, în zona aceasta uh, pentru audiență. Deci, aceste progres zilnic sau aceste rezultate sau cum uh, spuneam, aceste obicei, acest obicei nu are neapărat un task. Da? Și aici este una din, acesta este unul din lucrurile pe care e bine să-l știm. Dacă vreau să schimb ceva sau vreau să, eu știu, să-mi creez ceva în viitor, este ok să am această listă de, de, obiective sau tascuri, dar pe de altă parte, în, la destinații sau destinații pe care o urmărim, este ceea ce vrem să obținem cu acest proiect. Iar aceasta este triggerul pentru care în fiecare miercuri o dată la două săptămâni facem această emisiune sau de două ori pe săptămână facem podcasturi. Apropo de activitatea pe care o am în social media, o dată la două săptămâni facem un live pe YouTube și multe alte programe și proiecte pe care le avem în, în, în eu știu, în social media. Dar dacă ne întoarcem la voi, gândiți-vă exact același lucru. Vreau să instalez un nou obicei, care este destinația, care este rezultatul pe care vreau să-l devin și ce cum mă văd în poziția aceea. Este primul lucru pe care e bine să-l faci, este vizualizarea, iar după aceea încep să instalez obiceiurile. Și, apropo de ce aveți voie pe ecran acum, acest procent, ce înseamnă un procent de regres, da? sau de declin și ce înseamnă un procent de creștere zilnic sau, eu știu, săptămânal sau așa cum ți-ai stabilit în, în economia timpului. Da? Deci, practic, dacă am un procent de declin pe zi timp de un an, înseamnă un rezultat de 0,03 de 0, în evident, în ceea ce vreau să obțin. În schimb, dacă am un procent de creștere pe zi timp de un an de zile și, bineînțeles, putem să și puteți să-l puneți în absolut orice, rezultatul poate să fie de 37 și ajunge la, e matematică, e aritmetică, de fapt, 37,78%. Toată povestea asta, practic, când pleci când a instala un nou obicei, Există o perioadă de declin și chiar undeva în, chiar în carte, să văd, uite chiar aici, există această vală de dezamăgirii. Da? La început această, adică, practic, zona de platou, așa cum o, o prezintă, cel puțin la început nu ai creștere foarte mare, nu ai rezultatele pe care ți le dorești, iar dacă vrei să fii ghidat doar de motivația de a face pentru că trebuie, de cele mai multe ori aici această curbă se duce în jos da? sau renunți și așa mai departe. Pe de altă parte, dacă continui, tot ceea ce se întâmplă este că curba aceasta începe să crească, iar creșterea sau rezultatul pe care tu vrei să-l obții nu vine din, eu știu, neapărat din lucrurile extraordinare sau diferite pe care le faci la momentul respectiv, poți să faci cel puțin același lucru și dacă urmăriți eu știu, de exemplu, persoana pe care le admirați, poate poate să fie în social media, poate să fie, eu știu, într-o activitate, un manager, un, eu știu, o persoană pe care te influențează într-o direcție, în ceva, este pentru că și-a creat acest obicei care este instalat în mintea sa, nu pentru că trebuie, pur și simplu este odată că îmi place, poate unor da, poate unor nu, deci n-am mers nici eu, de exemplu, să fac mișcare, de cele mai multe ori pentru că aveam eu știu, dispoziția necesară sau eram plin de energie. Nu, dar îmi instalasem acest obicei pentru că știam în mintea mea că destinația înseamnă eu știu, acel corp sănătos, energia de care am nevoie și așa mai departe. Și, practic, în momentul în care am început să creez acest obicei, triggerul era mai mult decât uh, joi la ora, și eu știu, 17 sunt la uh, sală, pur și simplu era rezultatul. Și atunci mă duceam de fiecare dată, din obicei, și făceam acest lucru. Și, bineînțeles, aceste situații se pot întâmpla de câteva ori. Procentul e foarte mic în economia timpului, da? Nici în, eu știu, din 100 de antrenamente, poate po să fie, nu știu, 10 sau 20 de antrenamente care uh, nu ești în elementul tău sau nu ai energia potrivită. Dar, în schimb, obiceiul instalat cu recompensa de care, uh, pe care mi-am instalat-o și asta chiar asta vorbește în carte uh, James, uh, spune același lucru. Da? Deci, practic, instalând acest obicei și respectându-l, mai devene să întrezi acel rezultat. Și, bineînțeles, și atunci când uh, și chiar acele momente în care, nu știu, nu ești uh, pe deplin în toată, cu toată energia, vei avea în egală măsură în minte în același timp imaginea pe care vrei să-ți o creezi. Deci, cumva, acesta este unul din lucrurile care bine să știi. Acum, hai să vedem ce, ce mi-a mai notat, ce mi-a mai subliniat aici în carte care mi-a plăcut foarte tare. Și apropo de uite, faza probleme și faza soluției, el spune în felul următor, există cele patru legi ale schimbării comportamentale, da? de la indiciu, dorință, reacție și recompensă. N-am să le, evident, chiar că merită citită toată, pentru că sunt câteva lucruri care e bine să le iei pe parcurs, dar în schimb, pentru a face și mai bine înțeles ceea ce am spus mai devreme, haideți să vedeți câteva exemple care și le dă în carte sub formă de tabel, astfel încât să înțelegeți ce vrea să spună și ce am vrut să spun și eu mai devreme. Da? De exemplu, uite, E simplu, primești un, tele, primești un SMS pe telefon, vrei să afli conținutul, dorința este vrei să afli conținutul mesajului, reacție, iei telefonul și citești mesajul, patru, recompensa, îți satisfaci dorința de a citi mesajul, gestul de a lua telefonul va fi asociat cu sunetul telefonului de uh, tonului de apel. Uh, da, hai să vedem, te trezești, vrei să te poți concentra, bei o ceașcă de cafea, acesta este reacția. Îți satisfaci dorința de a te concentra. Gestul de a bea cafea, de a bea cafea, va fi asociat cu momentul trezirii. În drum spre serviciu simți aromele apetisante venind dinspre patiseria aflată în vecinătatea biroului tău, ți se face poftă de o gogoașă, cumperi una, o mănânci, îți satisfaci pofta de o goașă. gestul de a cumpăra o va fi asociat, cu, asociat traseului, atenție, pe care îl parcurgi pentru a ajunge la uh, serviciu. servici. Uite, apropo de chestia asta, într-o vreme aveam sediul în urmă cu mulți ani de zile, chiar vis-a-vis -vis de uh, o patiserie și uh, făceau tot felul de produse de patiserie. Și bineînțeles, creând acest obicei, oprindu-mă să-mi iau doi covrici de fiecare dată, evident că acest co cei covrici mâncați, uh, eu știu, de la un covric, doi covrici, am ajuns să mănânc în fiecare zi acei covrici, iar carbohidrații respectiv, evident, se depuneau, nici nu făceam mișcarea la vremea respectivă pe care o fac acum sau o făceam o fac cu intensitate și cu regularitate acum. Și bineînțeles s-a condus la asta și speriam, că eu nu mănânc decât de covrigi, doar că acei de covrigi s-au transformat uneori în patru, acei covrigi la un moment dat îi asociam cu, eu știu, satisfacerea foamei pe, pe moment, care nu stai, dacă nu stai să calculezi ce înseamnă acei, acele calorii și acel produs în sine, evident conduce la... Uh, eu știu, la, poți să iei în greutate și bineînțeles corpul tău se manifestă și se comportă în felul acesta. Dar cu siguranță nu era covrigul foamea, era pur și simplu, poate să, fie, poate să fie doar un obicei. Faptul că pe acel traseu mă opream de fiecare dată să cumpăr acele, acei covrigi. Deci este... Dacă stai să-ți urmărești obiceiurile care te conduc, tu nu-ți dai seama în prima fază că de fapt acele obiceiuri instalate au în spate un trigger care este cu totul altul decât cel pe care crezi tu că pur și simplu o vezi ca un lucru normal, iar acel lucru normal te conduce să faci acest. să coni să știu să bei o ceașcă de cafea, să fumezi, să mănci o prăjitură sau orice altceva. Sau, de exemplu, uite, o chestie iar interesantă, din dificultăți în îndeplinirea unui proiect de serviciu, și asta chiar am întâlnit o de multe ori. Simți că bați pasul pe loc și vrei să scapi de senzația de frustrare, scoți telefonul și verifici cea mai, ce mai e nou pe rețelele de socializare. Îți satisfaci dorința de a te relaxa, gestul de a naviga pe rețele de socializare va fi asociat dificultăților profesionale. Da, Iar unul dintre clienții mei m-a întrebat și mi-a spus, uite, vreau să scot obiceiul de a sta pe telefon și l-am întrebat, ok, zic, de câte ori? Stai pe telefon și în ce context și în ce condiții. Și asta are legătură cu exact ceea ce spune aici. Mi-am spus că de obicei când mă lovesc de o provocare și nu mi iese, atunci de cele mai multe ori scot telefon. Și am spus de câte ori faci chestia asta pe zi? Și am spus de 10 ori pe zi. E, și atunci, practic, triggerul lui era, scoțând telefonul, este pentru mintea lui, o asociază cu faptul că are dificultăți în a duce până la bun sfârșit un, un, proiect. Pe de altă parte, ca să înlocuiești acest lucru, în primul rând să identifici de câte ori acel obicei se instalează și în ce context și să găsești ceva atractiv în a înlocui acele momente cu altceva. Ei, și aici este de fapt povestea pe care o prezintă și cum poți să schimbi aceste cum poți să schimbi aceste, acest obicei și chiar aici are, uite aici este o chestie foarte faină, Uh, și o să vi -o zic imediat, mi-am subliniat un lucru. Uite, acesta este practic un exercițiu care uh, și mie mi s-a întâmplat să-l să fac, da, pentru a vedea care sunt. care este rutina zilnică și ce cum pot să-mi organizez timpul sau să îmi pun în, în agenda mea care sunt, uh, eu știu, prioritățile și lucrurile importante, astfel încât să elimin anumite, uh, nu știu, activități. Nu ești atent dacă nu intri în detaliu în activitatea ta zilnică. Pentru că spui, de dimineața sunt la servici mănânc de prânz, după care sunt iar la servici, vin acasă și dorm. Deci, practic, în mintea ta este că tu faci acest lucru și spun, ok, ești productiv, Păi nu sunt atât de productiv. Bun, hai să identificăm care sunt factorii de distragere. Ei, ca să poți să identifici factorii de distragere, există o listă detaliată. Și atunci, același lucru, ca în tabelul mai devreme, spune în următor, da? Și uite, mă trezesc și spune așa, că plusul înseamnă dacă este un o activitate bună, da? Deci nu este neapărat ceva greșit, minus dacă este o activitate pe care vrei să o înlocuiești sau care este un trigger care să te conducă la uh, ceva care nu vrei să, vrei să înlocuiești și bineînțeles egal dacă este ceva neutru. Și spun așa, mă trezesc, opresc alarma, neutru, îmi verific telefonul. Bun. Ce aș putea să fac înainte de a înlocui acest uh, primul lucru pe care îl fac cu a, uh, a verifica telefonul? Pentru că pot să asociez, de exemplu, îmi verific telefonul cu ce este nou în social media, poate să fie asta, pe de altă parte poate să fie, hai să vedem, să rezolv poate să fie un e-mail, să vedem dacă nu știu, e o problemă de rezolvat și să o știu de dimineață și practic asociezi acest verificat de telefon cu problemă. Mai mult decât atât nu instalezi în mintea ta de uh, instantaneu, faptul că de dimineață tu uh, de fie, deci toate problemele mele încep de dimineață, cam de aici uh, cam asta este fraza pe care de cel mai mult ori și atunci poți să înlocuiesc acest îmi verific telefonul cu, nu știu, beau o ceașcă de cafea sau, eu știu, merg la baie, deci trec peste acest, peste telefon, da, merg la baie, eu știu, mă cântărez, fac un duș, mă spăl sau mă pun să citesc o jumătate de oră în loc să fac acest lucru. Chiar acest block time pe care l-am și prezentat și în alte materiale video, este cum poți să înlocuiești aceste, acest timp sau să-ți identifici care sunt timpii pe care tu ei făcând altceva și să-i înlocuiești cu lucruri care vrei să le instalezi noi. Da? Și atunci dacă tu eu știu, verifici telefonul imediat ce te dai jos din pat sau te duci într-o cameră, te pui pe un fotoliu sau pe un scaun și verifici acel verifici telefonul, caută să-ți schimbi locul și aici chiar în carte povestește la un moment dat de e foarte important să îți asociezi mintea și cu un loc, un spațiu, schimbi acel spațiu, da? deci nu mai stai pe scaun, stai pe fotoliu, îți iei cartea și citești. În cazul meu, de exemplu, cel puțin în perioada de vară, dimineața mai ales când este soare, întotdeauna îmi iau cafeaua și ies cu cartea în curte și jumătate de oră la soare citesc. Este un lucru care îmi place fantastic și acest lucru, acest lucru se întâmplă și în, eu știu, în zi. Deci acest lucru se întâmplă de fiecare dată și cel puțin în perioada de vară asta, asta fac. Când este perioada de de exemplu de frig, deci de cele mai multor vin un pic mai repede sau plec, în timpul pe care îl petrec acasă este mai mic și atunci vin la birou și îmi încep ziua cu citit și mi-am schimbat această rutină și obiceiul pentru că îmi place foarte tare să fac acest lucru aici în la birou. Bun, deci ideea în sine de a schimba un obicei, în primul rând trebuie să identifici care este triggerul care te conduce la acel obicei. Iar dincolo de asta, nu schimbi de cele mai multe ori, n-ai cum să schimbi un obicei dacă nu schimbi ceva care este uh, asociat lui. Iar ca să vorbim de asociat lui, de cele mai multe ori, inclusiv vizual, uh, un lucru care, de exemplu, te conduce la covrigi este pentru că urmezi acel traseu. Pentru a schimba acest obicei, schimbă traseul către, uh, unde, către, în momentul în care mergi către servici, adică să nu mai treci pe lângă respectivă. Este mai ușor de instalat un nou obicei care să te conducă la obține rezultatul pe care ți-l dorești de a renunța la covrigi, decât să vii să spui uite, trec pe lângă covrigăria asta și nu mai mănânc acei covrigi. Deci, practic, stimulii noștri vizuali sunt în proporție de din 11 milioane de senzori, chiar spune în carte, 10 milioane de senzori sunt alocați vizualului. Deci atunci, gândiți-vă că, practic, mintea poate să memoreze o acțiune, îți conduce o acțiune, iar pur și simplu găsești alt trigger, da? găsești alt al receptor vizual care să îți dea un nou, o nouă memorie, o nouă amintire, da? să începi să instalezi o, nou, o, nou, o nouă, rutină, iar acea nouă rutină să te conducă la elimina, eu știu, obiceiul, sau obi... da, obiceiul pe care tu l-ai și vrei să-l înlocuiești. Da? O altă chestie foarte faina, Hai să vedem dacă, bună seara Daniela, dacă mi-ați scris, să nu vorbesc aici singurel. Așa. Super. Deci asta este un lucru care mi-a plăcut foarte, foarte tare. Deci un lucru, fișa de valoare a obiceiurilor, este efectiv îți iei ziua și începi să-ți notezi și nu o faci de la început, o faci pe parcursul zilei, chiar este o teu pe care o dau și îți notezi în dreptul fiecarei acțiuni care sunt acele obiceiuri care te conduc la, eu știu, elimina, de exemplu, verificatul telefonului pe social media. Dacă vrei să-l scoți, din rutina ta, efectiv înlocuiești, înlocuiești spațiu, înlocuiești, eu știu, momentul acela cu altceva. Deci când simți că este o provocare, schimbă obiceiul, fă ceva, schimbă fizic, mută locul și adaugă în programul tău în activitatea în timpul acela altceva. Da? Studiez, nu știu ce, scriu în agenda, habar n-am, servesc un măr. Deci sunt lucruri care sunt foarte simple, dar pur și simplu înlocuiești fizic da, și vizual acel, în acel moment cu, cu altceva. M-a întrebat cineva la un moment dat, George, dar tu cât stai pe telefon sau mă rog, cât folosești social media? Și am spus, zic, eu chiar am o provocare cu asta pentru că nu este în obiceiul meu să-l verific și de cele mai multe ori sunt mesaje la care pe care le primesc. Eu le văd doar de trei ori pe zi, deci sunt în trei momente ale zilei. În prima parte a zilei îmi fac un... un al canalelor de social media, undeva la prânz, chiar după ce servez masa și spre seară iară mai petrec jumătate de oră. Deci, unde mai răspund la mesaje, mai completez, eu știu, diverse lucruri, dar în rest nu, nu petrec timpul pe telefon, dar pentru că obiceiurile mele sunt deja atât de bine instalate, încât chiar este necesar uneori să verific, eu știu, s-a întâmplat, de exemplu, un e-mail să nu plece, să nu ajungă la destinație. S-a întâmplat să apară o eroare, nu știu de care. Lucru pe care, într-adevăr, de multe ori e bine să le zis din timp, dar pentru că mi-am păstrat acest, uh, această rutină și pe de o parte mi este bine, altfel aș fi permanent tot timpul cu când apare telefonul mobil să, aș, să o asociez cu problemă. De deci ce este o problemă? Iar nu vreau să fie, uh, să-mi asociez, uh, să asociez eu știu, statul pe, sau, eu știu, scrisul pe social media sau răspunsul la anumite mesaje ca fiind o problemă. Din contră, vreau să fie o plăcere pentru că așa, așa vreau să fie instalată de, de mine. Bun. Uh, uite, o chestie care iară mi-a plăcut foarte, foarte tare. Apropo de, și asta chiar, nu știu dacă vi s-a întâmplat, uite să mă pun pe ecran mare, nu știu dacă vi s-a întâmplat. Uh, în momentul în care vrei să instalezi nu știu, un îndemn de încredere și de putere, vrei să-ți să transmiți cu încredere un anume mesaj, este să folosești, să folosești puterea vocii. Da? Și asta este fantastic. Adică, spune așa, faptul că spui cu voce tare, mâine trebuie să merg la poștă după masa de prânz, va spori șansele de a te ține de cuvânt. Vei conștientiza necesitatea acestei acțiuni, și acest lucru poate produce o mare diferență. Cum să o spun pe asta ca să înțelegem? De exemplu, astăzi merg la, eu știu, merg la sală și voi lucra cu intensitate 50 de minute. Dau un exemplu. Față de nu spun nimic, merg în sală și mă plim printre aparate cu telefonul în mână, ceea ce se întâmplă de cele mai multe ori, iar bifez faptul că tu ai fost acolo. Poți să-ți creezi obiceiul de a fi acolo, dar dacă vreau să instalez, vreau să lucrez cu intensitate, este pur și simplu să-ți folosești vocea. Chiar m-a întrebat la un moment dat un client, zicea, George, este greșit dacă mai vorbesc singur în mașină cu voce tare. Și am spus, depinde ce spui și depinde cât de des. Dar, pe de altă parte, este un lucru foarte ok. Ce nu, nu, folosesc de cele mai multe ori când, eu știu, îmi dau un îndemn sau, eu știu, vreau să... Recapitulez o anumită conversație, o anumită discuție înainte să am cu un client, pur și simplu fac acest lucru pentru a-mi instala în mintea mea anumite lucruri. Și am spus să știi că nu este niciun fel de provocare, la fel fac și eu și cred că este un lucru foarte bun, în sensul că tu practic vrei să instalezi în mintea ta, repetitiv să-ți, să -ți, să -ți, cum să zic, să-ți pui în minte ceea ce vrei să transmiți. Și zic este un obicei este care este care pe, pe care îl văd foarte bun, de ce? Pentru că practic tu te pregătești pentru acțiunea respectivă și mai mult decât atât îți transmiți tu ție da? că tu vrei să faci acea acțiune și să-ți foarte bine prin repetiție. La fel se întâmplă inclusiv în cursul de public speaking, le spuneam și le spun adesea cursanților, repetați discursul cu voce tare și mai mult decât atât, în loc să-ți repeți faptul că mi-e frică, am emoții și așa mai departe. Spune, sunt extraordinar, voi avea un discurs superb, mă voi descurca de minune și așa mai departe. Sunt, este puterea afirmațiilor iar acest lucru, dacă îl faci și cu vocetare, mintea ta începe să instaleze uh, prezentarea pe scenă ca fiind o plăcere, și sunt puternic și sunt încrezător și tralala. Da? Deci, atât de, deci lucrurile în, în general sunt în mintea noastră, fără să înțelegem că de fapt suntem singurii care practic intrăm într-o buclă da? pe care o repetăm la infinit, acea buclă, acea buclă nu te conduce decât să obții aceleași rezultate și atunci detalii fine da? pe care poți să le instalezi și de ce spunea de puterea obiceiurilor? Pentru că vrei un rezultat diferit acele, acel procent, 1% pe care tu l aplici zi de zi sau eu știu săptămână de săptămână te va conduce la o nouă convingere care bineînțeles te va conduce la uh, o nouă acțiune iar a nouă acțiune te va conduce la un nou rezultat. Deci Cumva despre asta este uh, vorba. Bun. Uh, eu asociez țigara cu lucruri intens, uh, cu lucruri intense și mi este greu să mă las. Vreau mult să pot olocuia asta. Uh, uite, asta este o chestie foarte faină, Mihaela. Uh, eu am aici în partea din stânga am, uh, am monitorul ca să nu aveți senzația că nu le văd. E așa e instalat acum. Uh, pentru a instala și pentru a schimba acest lucru, în primul și în primul rând gândește-te de Mihaela de ce deci, cu lucrul, cum ai spus, cu lucru intens. Uh, ok, poate să fie cu lucru intens. Lucru intens care înseamnă ce? Înseamnă stres, dacă este, mă gândesc, nu? Deci, dacă lucru intens înseamnă stres. Și atunci, pot să înlocuiesc, în primul și în primul rând, în mintea mea, lucru intens înseamnă, eu știu, plăcere sau uh, înlocuiesc spațiul în care creez acest lucru intens. Deci, practic, gândește-te, e posibil să ai exact aceeași rutină eu știu, în timp ce lucrezi, ai un loc în care fumezi și faci exact același lucru. Practic schimbă locul în care faci activitatea respectivă și ce înseamnă lucru intens, atenție, să înlocuiești sensul. Pentru că, de fapt, lucru intens poate să fie asociat sau stres poate să fie asociat cu țigară. Pe de altă parte spun, fac cu plăcere ceea ce fac pentru că mi-aduce sau, eu știu, vreau să mi-aducă rezultate. Deci, cel puțin înainte de a schimba un nou obicei, instalează în mintea ta de ceul acela? Pentru că practic asocierea lucru intens sau stres vine cu țigară și atunci poate să fie o gură de aer, poate să fie o plimbare, poate să fie uh, recompensă, îți găsești o altă formă de recompensă, care nu de ce mai multe ori este să o înlocuiești. Nu, nu știu, bomboane sau acți bilde funcționează pentru unele persoane, dar nu în, nu va funcționa uh, de fiecare dată. Bună seara, Mihai! Uh, când fac lucrări. Ok, vezi ce înseamnă uh, până la urmă, pentru că ele vin la pachet. Obții rezultate, faci munca respectivă, pe de altă parte gândește-te că acel țigara țigar face parte din acel proces. Și atunci trebuie să te gândești dacă în sine activitatea pe care o faci îți creează plăcere sau lucruri intens și stres sau așa mai departe. Vezi ce este în spatele, de fapt, acțiunii în sine. Pentru că tu ei spus când sunt nu știu cum sau când fac nu știu ce, mănânc o prăjitură sau fumez o țigară. Vezi dacă acel acel ceva are nevoie în primul rând să-i schimbi sensul în mintea ta. Da? Deci este doar o chestiune de sens în mintea ta. În loc să spun lucrez intens și sunt stresat, spun lucrez cu plăcere și eu știu, am obțin rezultate remarcabile sau minunate sau ajut sprijin oameni, clienți și așa mai departe. Iar practic mintea începe să recunoască chestia aceea ca fiind plăcere și poți să te recompensezi cu altceva. Poate să fie, nu știu, o ceașcă de cafea, un par cu apă sau orice altceva. Da? Deci vezi cu ce este asociat. Uh, Mihai, mulțumesc Gabriela, mulțumesc frumos. Da, încerc să prezint, adică una este ceea ce citim în cărți și bineînțeles este o interpretare personală. E foarte bună pentru că voi vă veți regăsi cu poveștile voastre în, practic, în, din ceea ce citiți, că este cartea aceasta sau oricare alta. Îmi place ideea de obiceiuri pentru că, de cele mai multe ori, obiceiurile sunt acțiuni voite, în sensul în care, dacă vreau să instalez un nou obicei, este o acțiune voită. Deci îmi creez acea rutină ca factor vizual, factor gustativ, eu știu, și îmi urmăresc, eu știu, să respect acei pași mici, dar constanți, astfel încât destinația, da, deci tabloul, poza pe care vreau să o obțin, este aceeași. Atunci recompensa și eu știu, traseul pe care îl aleg, să în primul rând să-mi creeze plăcere, întotdeauna să-ți creeze plăcere, ca care să te conducă la imaginea pe care vrei să o obții. Că vrei un corp extraordinar, vrei sănătate, vrei să ai succes în business, nu știu, orice. Uite, un alt exemplu foarte fain apropo de cum să înlocuiești Ia să văd dau pe imagine. Cum să înlocuiești, de exemplu, obiceiurile nesănătoase? Chiar era într-o în, într cantină, prezentat într-o cantină, vreau să înlocuiască obiceiurile uh, celor care mâncau, uh, serveau masa acolo, uh, fără să le spună, ok, uite, de astăzi vreau să schimbăm și chiar asta, prezentat sub o formă de speech motivațional, uh, vrem să schimbăm, uh, să vă ajutăm să schimbați obiceiurile. Pur și simplu au schimbat fizic locul uh, produselor în Uh, și dacă le vedeți chiar le vedeți acum pe ecran în, uh, în respectiva cantină, tot ce este cu gri, da, de ce este colorat, înainte erau locurile în care uh, erau amenajate, uh, eu știu, standurile cu apă, apă, da, și restul erau, eu știu, sucuri și alte produse, au înlocuit locul aceste, deci apa, eu știu, și produsele de impuls, astfel încât uh, și fără să-ți transmită absolut nimic, și au observat uh, scăderi cu undeva la 11% a obiceiului de a consuma uh, suc și au crescut cu 30% -ceva la sută obiceiul de a consuma apă și, bineînțeles, ușor-ușor au început să introducă produse, de exemplu, inclusiv la mâncare, uh, uh, progresiv, aș putea spune, ingrediente și diverse produse care, eu știu, uh, într-un timp de în 3 luni de zile să înlocuiască aceste obiceiuri. Și, bineînțeles, fără să-ți dai seama, în loc să mănânci, nu știu, o prăjitură, au înlocuit cu un desert ceva care să fie mai sănătos, aș putea spune, sau au <coughs> înlocuit, cum spuneam, apa, sucul cu apa, eu știu, nu știu ce, cartof prăjit probabil cu ceva făcut la cuptor sau, da, dau un exemplu. Deci, pur și simplu, creând acest, această rutină, au schimbat obiceiurile de consum ale oamenilor care veneau în, în acea cantină și bineînțeles au, i-au ajutat și i-au sprijinit să își modifice obiceiurile. Uite un exemplu apropo de, de chestia asta. Salutare. Ei, hey, salutare, Radu. Uite, mă bucur că ești cu de mine. Uh, obiceiul meu de aproape 11 ani am, am o rutină alimentară, și uh, copiii mei au crescut evident între noi cu salate și tot felul de uh, linte, năut și alte produse uh, pe care le-am introdus în rutina noastră. Și ei sunt. Matea are 10 ani, Brian are 13 ani. Și bineînțeles, ei mai merg în vizită, mai mergem în vizită la alți copii. De ce mai multe ori seara, pentru că așa ne-am obișnuit și așa ne-am obișnuit, seara mănâncă, noi servim salată sau mâncăm o salată sau ceva de legume cu ceva, da? Matei, dacă merge undeva, oriunde ar merge, cere salată. Și bineînțeles că au fost întrebări de genul, da, a ceva, trebuie să mănânce salată, adică percepția altor persoane legate de a mânca salată seara era că trebuie să fii bolnav sau să pățești ceva ca să mănânci salată. Și am spus, nu, el mănâncă salată pentru că așa este obișnuit. Și mai mult decât, deci este o plăcere și de multe ori cere și două, trei, când merge la bunica, merge pe runde, cere salată pentru că îi place să mănânce salată. Este energic, este, are energie, este viu, nu am nicio provocare și nu am provocare, eu știu că vrea dulciuri, mănâncă și dulciuri, dar cel puțin modul în care am obișnuit rutina aceasta zilnică sau săptămâna, eu știu, de acasă, Pur și simplu, poți să gestionezi, eu știu, consumul de calorii și de uh, produse sau de alimente din uh, meniu său, fără să-i spui, hei, vezi că ciocolata nu este bună sau mănânci prea mult înghețată. Bineînțeles că mai sare calul câteodată, dar felul în care noi am obișnuit și am creat această rutină, a instalat-o, iar noi pentru el suntem un mediu. În aceeași măsură vreau să spun și același lucru prezintă și în carte: să fiți foarte atenți și să fim foarte atenți la mediul în care suntem și dacă vrem să scoatem din obicei, din lista noastră de, eu știu, din rutina noastră anumite obiceiuri, să fim atenți în ce mediu stăm și, eu știu, într-un fel sau altul ne învârtim, locuim. Asta poate să fie și familie și chiar este un, un punct undeva mai târziu sau grupurile pe care, un grup pe care noi îl avem și în care ne învârtim pentru că în felul acesta rutina fără să ne dăm seama o împrumutăm. Un exemplu foarte mișto și uite chiar ăsta cred că am să vi-l și citesc. Uh, era apropo de secretul autocontrolului și am să vă dau aici să vedeți o chestie foarte mișto unde spune așa uh, să vă explica, ca să pot explica ce, uh, ce, vreau să spun mai devreme. În 1971 când războiul din Vietnam se apropia de cel de al 16-lea uh, de de 16 an congresmanii Robert Steele și din Connecticut și Morgan Murphy din Illinois au făcut o descoperire care i-a uimit pe americani. Vizitând trupele americane, ei au aflat că mai mult de 15% dintre soldați, soldații concentrați erau dependenți de heroină. Cercetările ulterioare au dezvăluit și faptul că 35% din membrii personalului militar consumaseră heroină, iar 20% dezvoltaseră dependență. Problema era mai, era mult mai gravă decât crezuseră inițial. Practic faptul că ei erau într-un mediu și într-un spațiu în care uh, erau, aveau la îndemână aceste droguri, li se părea normal și cât perioada pe care eu au petrecut o în uh, în uh, eu știu uh, în Vietnam au consumat o parte dintre ei, au consumat aceste droguri. Ceea ce a fost foarte interesant și se, și chiar prezintă în carte, este că se spunea la vremea respectivă cel puțin era că dacă ai apucat o pe acest drum, este foarte greu să te să renunți la, la consumul de droguri. Ceea ce au descoperit este că locul în care ei consumau droguri era în Vietnam. În momentul în care au ajuns acasă, 90% dintre ei n-au mai consumat droguri. Și asta nu era, nu a fost niciun program anume, sau pur și simplu pentru că foarte puține au recidivat, adică 10% dintre ei au recidivat și au continuat sau au mai folosit, au mai consumat, au mai utilizat drogurile, da? 90% au renunțat și explicația a fost exact aceeași, pentru că mintea asocia locul acela și grupul respectiv și cu toate trigările era că, practic, pentru a trece peste diverse, eu știu, provocări, eu știu, stres, habar n-au consumat acele și foloseau, acele, foloseau drogurile. În momentul în care au ajuns acasă, Locul era altceva, era casa, era liniște, erau fericiți, practic au schimbat mediul și atunci nu mai aveau nevoie să folosească și să consume acele uh, droguri. Asta era răspunsul pe care uh... Da, mulțumesc Mihai. Uh, exact ce spunea Mihaela. Deci practic dacă schimbi locul mediul, poate te ajută Mihaela, de exemplu, să îți schimbi atelierul sau locul în care lucrezi într-o în altă parte. Poate să fie o soluție. Încearcă să găsești care sunt triggerele care te conduc să faci același lucru, pentru că este o chestie inconștient, obiceiul în sine este inconștient. Dacă schimbi locul, s-ar putea și bineînțeles cu puțină voință și câteva cu prioritate să schimbi acel lucru, în timp locul va fi asociat cu altceva, tu asociezi rezultatul faptul că sunt un om care este sănătos, da? Și nu vreau să mai eu știu să am acest obicei și automat Vei găsi soluții fără să-ți dai seama și vei înlocui în acel timp în care tu eu știu, stresat sau stresată sau eu știu, când lucrezi intens să folosești țigările, vei folosi altceva. Poate citești, poate te plimbi, poate faci altceva. Pur și simplu înlocuiești acel moment, dar caută să-ți dai mai mulți senzori care să-ți spună că ceea ce era înainte nu mai este ca înainte și este diferit. Deci practic este efortul tău. Deci asta este o chestie foarte faină, deci mi-a plăcut uh, foarte mult și asta eu știu cumva uh, subliniază tot ceea ce am prezentat. Spune așa. Concluzia este următoarea: poți dezactiva un obicei, însă e puțin probabil să-l ștergi din memorie. E, iar este o chestie foarte faină. Odată tipărit în minte, este aproape imposibil să l elimini în totalitate, chiar dacă nu l-ai pus în practică un timp îndelungat. Și aici de exemplu unei uh, Petty Olwell din Austin din Austin Texas. Care a început să fumeze, apropo, uite, își aprindea de multe ori țigară când mergea la călărie împreună cu o prietenă. În cele din urmă a renunțat la fumași și s-a străduit an la rând să evite acest obicei. A renunțat și la echitație. Câteva decenii mai târziu, decenii, da, când s-a urcat pe un cal, a simțit nevoia să fumeze pentru prima oară după foarte multă vreme. Indiciile erau încă întipărite, doar că în tot acest interval nu fusese expusă la el. Deci, practic, dacă tu eviți. Acele locuri care sau momente care să-ți dea și să-ți, să eu știu, să te stimuleze să faci acel obicei pe care vrei să-l locuiești, inevitabil mintea ta va, îl va recunoaște și îți vei dori să faci acel lucru, să mânci o prăjitură și așa mai departe, așa cum spuneam. Deci e foarte important să găsești fizic, în primul și în primul rând, să schimbi acel loc, puterea afirmațiilor, dar mult din tot ceea ce prezint aici este să schimbi rutina asta sau obiceiurile pașite care să-ți dea care îți dau trigăre de a face acel obicei, de a instala acel obicei. Pe de altă parte, pentru a instala un nou obicei nou și vrei să instalezi un nou obicei, urmează același lucru. Când fac o chestia asta, instalez citit. Da? Când fac o pauză la două ore în timp ce lucrez de exemplu aici în birou sau în studio, jumătate de oră citesc. Deci pauzele de fiecare dată sunt însoțite de câte o carte, Mă plim, după eu plim, după mine și citesc ceva din carte, în loc să mă uit pe telefon, în loc să fac diverse lucruri. Și atunci, pur și simplu, am instalat obiceiul de a citi de mai multe ori, a câte, nu știu, 15-20 de minute, jumătate de ori când am mai mult timp, și acest obicei mă conduce la ceea ce și îmi place și fac cu drag ceea ce am de făcut. Deci, pur și simplu, este o chestiune de. este doar o chestiune de modul în care îți instalezi asta. Bun, haideți să vedem. M-au întrebat, vedem dacă m a mai întrebat cineva. Felicitări, puterea exemplului foarte bun, obicei. Rutinele și obiceiurile bune locuiesc pe cele nocive. Credințele ne, ne determină comportamente și implicele state. Exact, exact. Bun, uh, imitarea persoanelor influente. Uite, un alt subiect la care mi-am pus și mai am încă un semn. Uh, mai avem puțin tel și uh, terminăm și ediția de astăzi. Spune așa, mediul cultural în, care, cultural în care trăim determină ce fel de comportamente ni se par atractive. O chestie faină. Avem tendința de a adopta obiceiuri care sunt apreciate sau aprobate în mediul nostru cultural din dorința de a ne integra și de a ne asigura apartenența la grup. Tinerii, de cele mai multe ori se apucă de fumat, din acest motiv. Sau folosesc băuturi alcoolice pe vremea noastră. Mai nou folosesc alte substanțe, ceea ce este din păcate, un trigger de integrare. Deci, practic, folosesc acest lucru pentru a uh, se simți integrați. Din acest motiv, dacă vreau să schimb un obicei de genul acesta, uh, în primul și în primul rând, schimb grupul. Dacă grupul acela mă influențează și îmi dă aceste triggere și vreau să și cred despre mine că vreau să fiu altă persoană, evident, trebuie să schimb mediul și grupul respectiv, pentru că, altfel, de fiecare dată când voi intra în grupul acela, voi fi tentat să uh, fac acel, uh, acea practică sau acel obicei, indiferent care ar fi el tocmai pentru a, se simt, a te simți integrat. Avem tendința de a imita comportamentele a trei grupuri sociale: grupul persoanelor apropiate, familia și prietenii, grupul majorității tribul și grupul persoanelor influente care au, stat, au statut social și prestigiu. Și cred că toți ne regăsim în situația asta. Un alt lucru care l-am auzit foarte fain de exemplu dacă te găsești într-o dificultate și vrei să instalezi ceva nou în mintea ta, dacă vezi că nu știu, nu vezi în familie, nu vezi în jurul tău un indiciu, întotdeauna puneți și adresează această întrebare ce ar face X dacă ar fi în locul meu în această situație. Astfel încât mă duc pe nivelul 3, da? o persoană care m-a influențat și eu știu, pentru mine este, este puterea exemplului, ce ar face acea persoană astfel încât să-mi ghidez acțiunea și gândul în a face uh, acel, acel, lucru, sau a instala, uite de ce nu un obicei nou. Una din cele mai eficiente strategii de a-ți forma obiceiuri pozitive este să te integrezi într-un mediu în care comportamentul pe care vrei să ți-l însușești este considerat normal și dacă ai deja ceva în comun cu grupul. Am creat, de exemplu, o comunitate a vorbitorilor în public. Erau persoane care veneau în club și, bineînțeles, dorința, pentru că aveau această dorință de a se exprima sau de a prezenta pe scenă, era o situație în care spunea soțul meu, uite asta a fost o motocicletă pe stradă dacă ați auzit-o, soțul meu de exemplu spune că este o prostie și bineînțeles în momentul în care a venit într-un grup în care era acceptat ideea de a vorbi și a-ți expune punctul de vedere și mai mult decât atât, dezvoltând această abilitate s-a simțit eu știu, bine și bineînțeles a evoluat și a învățat. Dacă ar fi stat în acel mediu și ar fi instalat convingerea că este o prostie să vorbești în public sau pe scenă, Evident, ai fi rămas în același loc, n-ai fi dezvoltat și așa mai departe. Deci asta este o chestie care putem să o dezvoltăm mult, apropo de obiceiuri și de fapt cine suntem astăzi că suntem suma uh, oamenilor celor cinci oameni importanți care ne înconjoară. Deci țineți cont de acest lucru. Da, comportamentul tribului inhibă dorința comportamentală a individului. De multe ori preferăm să urmăm turma într-o direcție greșită decât să mergem pe calea corectă. De unii singuri. Dacă un comportament ne asigură respectul, aprobarea și aprecia celor din jur, ni se pare atrăgător. Și atenție, de obicei, dacă este bun, este perfect, dacă nu este bun, nu este perfect. Da? Bun. Hai să vedem și mai aveam aici un semn la cum, de să, cum să descoperim, bani nu? nu cum, să, cum să ți resetezi creierul ca să se simtă atras de obiceiurile. Așa ca să se simtă atras de obiceiurile dificile cum să-ți resetezi creierul ca să se simtă atras de obiceiurile dificile. Bun. Spune așa, poți transforma obiceiurile dificile în obiceiuri atrăgătoare. Ia să vă las pe așa. Poate faceți prin screen, dacă vă ajută. De aia și v-am pus camera deasupra. Dacă, așa, în obiceiurile atrăgătoare, dacă înveți să le asociezi cu experiențe plăcute. Da? Apropo de ce spuneam. De exemplu, deseori discutăm despre ceea ce avem de făcut într-o anumită zi Trebuie să te trezești dimineața de vreme ca să mergi la serviciu, trebuie să dai câteva telefoane unor clienți, trebuie să pregătești cina pentru familie. Acum imaginează-ți ce ar însemna să înlocuiești cuvântul trebuie cu pot și asta este o altă discuție, da? Pot, pot să te trezești dimineața de vreme, poți da un telefon unui client, poți pregăti cina pentru familie, prin simpla înlocuirea unui cuvânt îți schimbi perspectiva asupra evenimentelor. Deci, tranziția de la povară la oportunitate. Foarte mișto asta, da? Uite, iar am subliniat. Sau uite, esenț ideea esențială este că ambele versiuni ale realității sunt adevărate. Trebuie să și poți să faci toate aceste lucruri. Putem găsi dovezi orice perspectivă alegem. Activitate fizică. da? Mulți oameni asociază mișcarea cu o povară care te seacă de energie și te epuizează. O poți privi și din perspectiva unei modalități de a-ți dezvolta abilitățile și de a-ți consolida forma fizică. În loc să spui trebuie să fac jogging dimineața, spune timpul să-mi dezvoltă anduranța și viteza. E o formă de modul în care transmiți și cum îți transmiți acest lucru. Finanțe. A economisi banii este de multe ori sinonim cu sacrificiul, însă vei asocia acest lucru mai degrabă cu libertatea, nu cu limitarea. Atunci când vei înțelege un adevăr simplu, cheltuind acum mai puțin decât câștig, îți sporești mijloacele financiare viitoare. Banii pe care îi economisești luna aceasta sporesc puterea de cumpărare luna viitoare. Hei, și așa mai departe, meditația, emoțiile dinaintea meciului și putem să le ducem în orice uh, sferă. Uh, Elisa Kelemen, mulțumesc, mulțumesc frumos Elisa pentru apreciere. Ceea ce mă bucură cel mai tare și este să prezint câteva titluri și am o groază și voi mai avea, bineînțeles, care îmi plac, care unele dintre ele le am recitit de nu știu câte ori, unele dintre ele le iau și le parcurg, îmi iau așa cum sunt subliniate, dacă mi-aduc aminte de o anumită bineînțeles, nu o să țin minte toată informația că, dar cel puțin, Ceea ce uh, a instalat, dacă preiau de exemplu o informație care mi-a plăcut în această carte, văd unde se potrivește pentru mine, o instalez, adică acționez în direcția respectivă și simt că pot să ajut pe altcineva, evident o recomand sau vin și prezint. Uh, ceea ce, adică cititul în sine, vreau să fie asociat, ce aș putea face diferit, ce aș putea învăța diferit, cum aș putea să mă descoper astfel încât să devin cea mai bună, eu știu, versiunea mea sau să dezvolt, nu știu ce la mine în direcția în care mi-o doresc. Deci, cu alte cuvinte, în loc să, apropo de mă duc să fac sport pentru că trebuie sau citesc pentru că trebuie, am zis că este o chestie foarte faină, gândește-te dacă citesc ce, cu ce mă îmbogățesc. Da? Sau care sunt informațiile care mă vor ajuta să fiu o altă persoană. Imaginează-ți că doar cu această emisiune, pentru 60 de minute pe care le-am petrecut împreună, să să-ți iasă în față doar în minte, așa e foarte sumar luată informația. Un lucru care s-ar putea să-l să aplici începând de acum, da? eu știu, într-o săptămână să-l schimbi, Gândește că versiunea ta este ata peste o săptămână sau două va fi alta. La fel se întâmplă și cu cărțile. Deci timpul pe care îl aloci dezvoltării sau învățării sau cititului este pentru cea mai bună versiune. A ta. Și evident, s-ar putea anumite cărți să le citești și să nu înțelegi nimic sau să nu înțelegi la un momentul respectiv sau să înțelegi ceva la un momentul respectiv. De acest motiv, eu știu, biblioteca și colecția de informații pe care o ai, caută să o citești. Chiar am aici o carte pe care vreau să am răsfoit o înainte să încep această emisiune. Vreau să văd care este cartea pe care vreau să o aleg pentru voi și mi-am dat seama că citind anumite paragrafe din ea să pot să-mi împrospătez memoria, mi-am dat seama că un anume, cel puțin doar un paragraf, astăzi, față de acum, ce știu, 5-6 ani când am citit cartea asta, avea o perspectivă diferită și vreau să o studiez. Și chiar mi-am pus un sem și mi-am pus mi am spus, ok, o să o iau, să, o, să reiau câteva capitole, să văd exact ce a vrut să spun autorul cu acea informație, pentru că acum 7 ani eram un om, astăzi sunt alt om și înțeleg lucrurile diferit ceea ce este fantastic. Da? Deci informația în sine este biblioteca ta pe care o, ai accesa, o accesezi, este cea fizică pentru că e în sine activitate, eu asociez cu atinsul cărții, mai este varianta tabletă, eu știu, sau altele. Da? Deci cu ce asociezi momentul acesta astfel încât să-ți creeze plăcere și trigger de a continua și a face ceea ce fac. Pentru mine plăcerea de a citi înseamnă evoluție. Deci cu asociez cititul cu evoluție și atunci este o plăcere pentru că îmi doresc să evoluez. Bun. Uh, mulțumesc Ionela, mulțumesc frumos uh, și mă bucur că ai venit la, la această emisiune. Uh, sunt uh, Toate uh, emisiunile sunt înregistrate oricum și pe YouTube și pentru asta uh, oameni buni uh, o să închid acest live și această emisiune cu un gând uh, Faceți-vă o listă, apropo de ce era în carte, cu lucrurile care vreți să le identificați ca fiind obiceiuri pe care vreți să le locuiți. și căutați să vedeți când apar, în ce context apar și cum puteți să schimbați vizual și fizic locul acela respectiv pentru a înlocui obiceiul și căutați să respectați o nouă rutină. Începeți de mâine dacă se poate. Dacă vreți mai multe informații, luați cartea și studiați-o, citiți-o și vedeți ce, care sunt pasajele care le, eu știu, vi se par interesante să le sublineați pentru voi. Asta este un alt, o altă variantă. Așa cum am obișnuit, la finalul fiecărei emisiuni vă spun ceea ce urmează. Săptămâna aceasta, mâine, de exemplu, avem un webinar și vă aștept de la ora 20. O să avem webinarul de reconstrucție, modul în care gândești. Posibil să fie, cred că îl mai facem de data aceasta și nu știu dacă mai facem, cel puțin o perioadă de timp. Vrem să Vreau să înlocuiesc am pregătit de ceva vreme un nou subiect la care vreau să vreau să-l prezint, încă lucrez la el pentru a-l structura foarte fain și acesta. La ce ajută aceste webinare? În primul și în primul rând în ele de obicei vin cu structuri, vin cu alte exemple, sunt mult mai deep, acolo merg pe mult în zona de educație, da? Deci este o formă de seminar online da? Ceea ce aș fi făcut în sală în anii trecuți, astăzi o facem online. Deci dacă aveți timp și vă alocați acest timp pentru dezvoltare, vă aștept cu drag. Știți foarte bine că sunt focusat și îmi concentrez atenția pe modul în care gândim. Este baza și spun că este fundația ceea ce vrem să obținem în viață. Am studiat foarte mult creierul și modul în care gândim și aplicat în programe în, cu clienți de ani de zile și înțeleg foarte ușor ce, pentru că m-am antrenat, înțeleg foarte ușor care sunt acele lucruri care puteai să le faci diferit pentru a obține tu rezultate, da? oricine ar fi. Și bineînțeles, în binari de exemplu, sintetizez în așa fel încât fiecare să ia ceea ce simte că este potrivit pentru el și de acolo să evolueze. Mai mult decât atât, evident, dacă, eu știu, într-un fel sau altul simțiți nevoia să evoluați și vreți accelerat, programele de coaching le prezint inclusiv în webinarii și sunt pe toate în descrierea videourilor sau materialul pe care le facem, Există acest program de 30 de minute în care te înscrii, stăm de povești, îmi spui care este provocarea, te văd dacă sunt și te pot ajuta sau te pot sprijini și de acolo decizia ți aparține. În rest, podcasturile sunt, vă recomand să mergeți, canalul Power Podcast, am concentrat toate podcasturile pe acest canal, inclusiv pe YouTube, pe Instagram, pe toate canalele sunt, în fiecare săptămână sunt trei episoade, deci e informație foarte multe și faină, vă recomand cu mare drag. Uh, vă mulțumesc pentru timpul pe care ați petrecut alături de mine. Vă doresc o seară superbă și ne vedem, uh, ne vedem curând. Mâine, sâmbătă, un alt cu Power Podcast, cu Gașca, în care uh, povestim despre, alegem un subiect pe care îl prezentăm. De obicei suntem patru persoane și acolo este foarte fain. Vă aștept cu mare drag. O seară frumoasă și uh, toate cele bune.